Prefectul de Hunedoara, Otilo Deji, confirmă că ar putea ajunge pe funcția de secretar general al guvernului. El a fost propus de către UDMR pentru acest post. În urma negocierilor dintre PDL și UDMR s-a stabilit ca UDMR să preia conducerea secretariatului general al guvernului. În aceste condiții, UDMR a venit cu propunerea ca prefectul de Hunedoara să ocupe acest post. Postul este vacant după ce premierul Emil Boc a demis-o pe Daniela Andreescu din această funcție din cauză că ar fi într-o stare de conflict de interese. Deocamdată sunt doar discuții. Eu îmi continui menirea și îmi continui încă funcția de prefect. Dacă guvernul va hotărâ și domnul premier Emil Boc mă va numi în acea funcție, bineînțeles că nu se pune problema să refuz, nu se pune problema să refuz datorită, pe de o parte, onoarei care mi se acordă, pe de altă parte, eu sunt convins că voi putea să ajut și mai mult această regiune. Dacă Otilo Deji va pleca de la prefectură, postul de prefect revine tot UDMR. Deocamdată, liderii Uniunii nu vorbesc despre posibilul înlocuitor al acestuia. Otilo Deji a fost numit în funcția de prefect al județului Hunedoara pe data de 6 ianuarie 2010, după ce în perioada 2006-2008 a deținut funcția de subprefect.